live-ului de ieri de pe Facebook, câteva mesaje îi atrăgeau atenția Alinei. Valentin și Alina, sunteți cei mai frumoși, dar vă rog să aveți grijă cu Dana. Bun este manipulată de ea. Alina analiza mesajele alături de Valentin. Și m-am uitat pe grupurile astea de Facebook, știi? Și am văzut foarte multe comentarii negative, știi? Am scris și eu dată, la un moment dat, un comentariu: bă, dar nu înțeleg, mă, dacă nu-ți place de o persoană, de ce stai să o jignești? Și eu știam cumva că așa merg treburile. Eu deja parcă m-am obișnuit. La început, când a început, aveam puțin emoții. Aveți că e o chestie, că zice unul ceva. Și după ăla, repetă toată lumea. Doamna Miara, ne-au zis să vă salutăm. Cine? Oamenii din live. Bunii ne-au zis de pe live că ești manipulată de doamna Dana. S-ar putea. Deci nu greșește lumea ce vede. Să fie vorba de manipulare, bunii Elena analiza mai atent subiectul în fața doamnei Dana și a Larisei. Mă duc să mă schimb, eu jos dau cu mătura. Ce-ai, bunică, suntem noi două? Voi niciodată nu o să reușiți să mă corupeți. Tot timpul, aseară am vrut să fac bucătăria. Cu ce corupere, mă, bunii? Dar de ce nu respectați un program, că deja mă enervează? Și după spuneți că noi suntem împuțite sau nu suntem harnice, da? Și că noi nu facem curățenie. Nu, așa e. De ce vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala? Eu ajut pe Dana și Tajingu. Da, dar eu sunt acolo la curățenie. Eu că cu Dana m-a ajutat pe mine. N-are nimic. Și plus, dumneavoastră aveți 65 de ani și nu vă băgați dumneavoastră să faceți curățenie aici la bucătărie. Nu. Eu sunt prietena lui Sabrina, o ajut, am 26 de ani. E și normal să o ajut eu la 26 de ani. Nu, că după ca să vină bunii să spună, nu, că eu am ajutat-o pe Sabrina și fetele astea nu fac nimic. Că așa faceți, bunii, dumneavoastră. Îmi pare rău, dar așa faceți. Lasă așa. Uite, deja mâine are... material. Da. Nu am material, dar așa e. Dar când le spun, le spun adevărate. Și tu, Anda, nu te băga, fiindcă așa e, fiindcă eu trăiesc aici. Lasă, zică și ea, să educă și ea. Dar nu, eu am zis că bunii ăsta-i respect față de tine, da, și toată lumea te trimite sus ca să nu faci curat. Eu aia am zis, că te respectă toată lumea. Te doare mult în aia. N-am zis de rău, Lari. Ajut. Și eu am trimis-o sus dacă o vreau să facă. Mea. Păi da, eu trebuie să te protejez, cum? M-ai renegat, te apropia mai mult de fiică ta. Ia uite ce acum trebuie să gândești. Nu, e nervoasă, că... E nervoasă și... Dar pe tine te-o calma cât de cât. Ia? Da. Larisa, să mă calmeze pe mine? A, nu. Gata, bunii, acum trebuie să râzi. Da. Nu știu ce-i cu altălaltă și nu mă las. Nu mă las să se ducă să-și facă baie scurt. Cine? Larisa? Lasă-o în pace, bunii. O las, că nu-i fac nimic. Păi sunt eu cu ea, ce? Capricile iubirii. Ia ziceți, fetelor. Și când zic fetelor, mă refer inclusiv la dumneavoastră, bunica. Poveștile lui Larisa. De ce? Păi... veșnică pomenire, tot aia. Acum, bunica, are și ea dreptate ei, că ziceți, fetele nu fac, dar toată ziua, bună ziua, trebăluiți în bucătărie. Faceți o mâncare, faceți-o, nu știu ce. Serios acum, vorba Larisei, aveți o vârstă, mai odihniți-vă, mai vedeți-vă și de sănătate și de... A ieșit soarele în curte, puteți să vă plimbați. Am fost și în curte. Recunoașteți că vă plictisiți și de aia faceți treabă. Da. Și asta e o... Există o listă și toate sunt întrecute, în afară de bunii, și probabil se plictisește și atunci simte nevoia să facă și ea ceva. Da. Dar cu manipularea n-am înțeles-o bunii, probabil oamenii au dreptate, iar răspunde aici, în fața tuturor. Am luat așa, Caterin. Ai dat așa la vrăjeală. Așa e bunii, mai șmecher. Cu ce să mă manipulezi? Păi nu știu, răspunde aici în fața oamenilor. Păi tocmai că n-ai avut cu ce să mă manipulezi. Da, voi în ce sens ați văzut acolo pe... O scriți, nu? Da, era într-un comentariu și am recitit comentariul. Ați avut live, nu? Că de acolo a venit timpul. Acolo și am spus ce am transmis. Păi da, doar... A fost doar un comentariu și atât, fără niciun fel de explicație, fără nimic? Nu. Da, așa. Neinteresant. Aruncat. Cum ar putea doamna Dana să o manipuleze pe bunica, o femeie în toată firea? Chiar o ajut cu orice, seara mă trezesc că îi mai e rău, să mă duc la medic. Chiar cu ce am putut am ajutat-o, dar de manipulat... Aia e mult să spui așa ceva. Nu. Mă manipulează. Cu ce? Da,
Într-un fel, Bunii a dat dreptate când Alina a zis, doar păi, s-a văzut acolo. La deci Caterinca. Asta nu-mi place la Bunii. Păi, auzi. Asta nu-mi place la Bunii. Cum Bunii? La Caterinca. Da, la Caterinca. Bunii aruncă cu piatra și după zice, au, eu nu am aruncat, nu te-am lovit. Bă, Larisa, dar mai ga cu tine odată. Dar normal că gătăm, dar vă deranjează că eu vă spun lucrurile așa. Ce? Nu mă deranjează nimic, dar tu trebuie să găsești... Păi eu nu găsesc, eu spun întotdeauna adevărul și cum e. E lumea aici care nu spune nimic. Și, de fapt, eu spun tot ceea ce văd și mi se pare că am dreptate. Multă lume gândește cum gândesc, dar parcă au o frică în ei să spună toate chestiile astea. Nu știu, frica lumii, de ce spune lumea de afară sau cum îi cataloghează. Acum, nu toată lumea e sinceră și asumată. Hai să fim cinstiți. Sau unii sunt asumați doar pe jumătate sau sunt lucruri care ne convin atunci când vine vorba de asumare și lucruri care nu ne convin. Și le mai băgăm și sub preșcă. Știi cum e, mai zis, las că le rezolvăm peste o săptămână, că asta este. Da? Na. Nu avem ce să-i facem. Când apar cu Larisa, trebuie să fie explicat. Când apare Larisa, trebuie să fie o treabă cu dumneavoastră, bunica, dar ce are? Fiecare. Hai să nu zic bunica acum e despre dumneata, nu despre Larisa. Păi... Eu cu Larisa. Păi era despre dumneavoastră, bunica, a zis. Păi despre mine cu tine. Nu, bunica, da, așa cu jumătate de gură și puțin în glumă, cum ar veni, a spus doamnei Dana, hai că m-ai lăsat pentru fiică ta sau cum... Da. De când am venit în casă, Dana-i fiica mea, Dana are fiică pe Larisa. Păi și? N-ar trebui să-i fiți o bunică bună Larisei? Nu. Nu, eu am bunica mea de acasă. Nu mai întreb iar de nu, bunică. În ideea așa de... Nu, că zis către mine că eu-s buba în casă. De aule. Când a venit. Aia a fost la început. Păi nu l-am zis eu, a zis lumea de afară. Na, bun, și între timp și-a mai reconsiderat poziția bunica. Adică hai să... Că știți cum e, mai... Eu nu am mai zis așa ceva, am zis doar atunci. Nu fi Larisa perfectă, dar nu e genul care să poarte pică. Ea se enervează pe moment, își rezolvă problema și după gata, ei trece. Da. Chiar da. Da. Dacă ar fi ceva, stați liniștiți că ar zice Larisa, n-ar tăcea ea, că știți cum e... Nu poate să-și muște limba. Nu pot. Cum vedeți voi situațiile astea conflictuale? Așa era și la voi? Uite, nici nu mai mi-aduc aminte. Da. După un timp, când trece un timp și începi să te cam plictisești, parcă orice ți se pare deplasat. Și cred că la doamna, nimicuri. Eu cred că la doamna Elena lipsește și încă o bunică aici să mai aibă cu cine să mai povestească. La noi parcă erau cumva mamele așa pe grupe de vârstă, știți? Și mătușa Malvina avea cu doamna Ioana, doamna Daniela cu cine mai era și erau mamele, mai aveau treabă. Da. Dar oricum, eu cred că ce lipsește aici în casă, lipsește, nu știu, o mână de fier din partea unei mame, ca să se implice, cu adevărat, să pună... Să vină doamna Malvina să facă ordine și curățenie. Da. Bun. Să știi că avem și noi, toate mamele din casa Mireasa au personalitate și atunci când... Trebuie, nu te pui în calea lor, că te iau cu tăvălug cu tot. Nu, doamna Dana? Nu știu. Da? Nu știu despre cine, nici cum e asta. Nici usuroi n-am mâncat, nici gura nu miroase. Chiar nu cunosc. Doamna Dana, suntem femei cu toate, toate avem. E în ADN-ul nostru, ca să zic așa. Corect. Bun.